Desemnarea lui Vlad Filat pentru funcția de prim-ministru a adus și mai multă incertitudine pe arena politică moldovenească. Nici foștii aliați și nici deputații neafiliați nu-i dau garanții că îl vor susține pe candidatul liberal-democrat fără vreo condiție până se va ajunge la un numitor comun. Efectele crizei politice se fac tot mai simțite. Executivul de la Chișinău nu a reușit să obțină un împrumut vital pentru fermierii din partea Băncii Mondiale pentru fermieri. Cine va vota pentru candidatul propus de președintele Timofti? Ce își pot oferi unii altora în schimb? Ministere, instituții și când vor trece politicienii de la negocieri interminabile la implementarea reformelor necesare societății? Despre toate acestea discutăm în această seară la Fabrica. Invitații ediției sunt Ion Tăbârță, politolog. Domnule Tăbârță, bună seara! Discutăm de asemenea cu deputatul neafiliat Mihai Godea. Bună seara, domnule Godea! Și cu deputatul neafiliat Ion Ceban. Bună seara, domnule Ceban! Bună seara. Invitat este și Iurie Roșca, politician. Domnule Roșca, bună seara! Înainte de a începe discuția, să vedem declarațiile de astăzi, cât de optimiste sunt și dacă putem spera la o finalitate a crizei politice din Republica Moldova. Până în ziua de luni vom avea acțiuni de pregătire, întâlniri mai puțin formale. Începând cu ziua de luni vom avea negocieri deja în deplinătatea lor. Vom avea discuții cu cei care doresc să contribuie la stabilitatea politică în Republica Moldova. Noi o să dăm curs acestor invitații ca să utilizăm această platformă de dialog pentru a vedea unde ajungem în cadrul acestor negocieri. În cel mai scurt timp, fracțiunea noastră își va spune punctul de vedere. Noi vrem să participăm la guvernare. Noi ne dorim recrearea unei majorități parlamentare. Câteva săptămâni în urmă am votat pentru demisia lui Filat. Nu cred că în 3 săptămâni Filat s-a schimbat esențial. Вот как только я увижу программу и состав правительства, которую господин Филат предложит, мы сразу вам точно скажем, проанализируем и скажем, будем мы голосовать или нет. Domnule Tăbârță, Partidul Liberal a sesizat Curtea Constituțională privind interimatul lui Vlad Filat, fix înainte de startul negocierilor pentru un nou guvern. La ce îi folosește acest gest? Mihai Ghimpu continuă politica sa adoptată în ultimele săptămâni de a pune cât mai multă presiune asupra prim-ministrului. Prin această apelare sau sesizare a dumnealui încearcă concomitent să pună presiune și pe președintele statului. Mihai Ghimpu își face în continuare jocul său, totodată procedând în așa mod, dând câteva de înțeles că, de fapt, ce se întâmplă acum sau această desemnare pe mine nu mă vizează sau la mine nu se referă. Eu mai departe îmi continui politica mea, merg mai departe pe linia care am adoptat-o și pe care încerc să o promovez. Casa arde, baba se peaptănă, eu mai departe fac ceea ce vreau să fac și ceea ce consider că este corect. În opinia domnului Ghimpu, desigur. Domnul Roșca, dumneavoastră, cum interpretați această sesizarea Partidului Liberal la Curtea Constituțională? Au avut timp suficient, începând cu 5 martie sau 8 martie, când a fost semnat de către președintele, luat act de către președintele Timofti acea moțiune de cenzură, a trecut ceva timp. Bun, sunt două aspecte complementare, probabil, în comportamentul de ultimă oră a domnului Ghimpu. Pe de parte, mie mi este simpatică intransigența dânsului. Îl văd coerent în ceea ce ține atitudinea lui față de Filat. El a spus că nu îl votează și a spus de multe ori de ce nu îl votează sub nicio formă. Pe de altă parte, această sesizare la Curtea Constituțională poate avea o rațiune de imagine politică, însă nu prea văd care ar fi argumentele de ordin constituțional. Constituția descrie clar când președintele poate desemna un premier interimar. Nu este suficient să nu-ți placă Filat. Îmi vine greu să spun ce va spune Curtea Constituțională, dar nu văd cum i-ar da satisfacție domnului Ghimpu. Filat este... Are foarte mulți juriști în echipă. Nu, bine pregătiți. Filat este în exercițiu funcției. Până la probă contrarie, este un om valid mental și fizic. Prin urmare, poate să-și exerce mandatul până la instalarea unui alt cabinet de miniștri.
Din această perspectivă, probabil domnul Ghimpu puțin s-a înfierbântat și, într-adevăr, așa cum spune și domnul Tăbârsă, probabil caută să exerce o anumită presiune asupra lui Timofte, care cred că nu-i pasă prea mult de acest lucru. Timofte și-a găsit stăpânul și ieri s-a văzut clar cine este stăpânul lui Timofte. Cine pe cine conduce, Timofte pe Filat sau viceversa. Olegone, în aceste condiții ce să înțelegem? Că liberalii negociază la sânge sau că se distanțează categoric de ideea unui nou guvern? Vine greu să răspund la această întrebare, pentru că eu cred că negocierile practic s-au încheiat. Și nu a fost cele de 3+3+3, care le-a văzut toată lumea și chiar și în platou noastră am spus că ei, de fapt, trag de timp, ei ne prostesc pentru că eșalonul 2 niciodată n-a decis nimic. În partidele care au negociat, de fapt, negocierile s-au purtat probabil nu în formula 3+3+3, dar 1+1. Domnul Ghimpu, nu știu... Adică a negociat direct Vlad Filat cu Marian Lupu sau... Când spun 1+1, lucrurile cred că sunt clare, dacă vreți să detalizez. Sunt, de fapt, aceiași care s-au bătut și de la Pădurea Domnească încoace, ca să zic așa. Nu știu dacă liberalii vor intra în viitorul guvern, îmi vine foarte greu să spun, dar nici tare nu mă interesează. Eu cred că înțelegerile au fost deja făcute, nu în zadar președintele Timofte a semnat decretul. Eu nu cred că președintele Timofte a semnat decretul în condițiile în care nu era asigurată o majoritate de 51 de voturi. Probabil liderii Partidului Liberal Democrat și a Partidului Democrat l-au asigurat președintele că această majoritate există, pentru că dacă nu exista, președintele semna 5 aprilie, așa cum au promis opinii publici și chiar mai devreme. De aceea eu nu văd o mare problemă. Săptămâna viitoare cred că vom asista la prezentarea noului guvern în Parlament. Dacă vor recurge la tehnici de manipulare, s-ar putea să o mai întindă regulamentar 15 zile, așa cum au făcut-o și cu desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Păcat doar că țara nu va avea nimic de câștigat din toate chestiile astea. Domnule Cevan, cum priviți dumneavoastră această inițiativă a Partidului Liberal de a merge la Curtea Constituțională? Jocurile cui le fac? Ale Partidului Liberal sau al altui partid? Ale altui partid. Eu să vă spun sincer, pe mine cel mai puțin mă interesează ce face Partidul Liberal, în general. Dacă este să comentăm, spre exemplu, acest caz, ați văzut, Ghimpu declară una, Munteanu declară alta, noi ne-am obișnuit cu ceea ce face Partidul Liberal. Bine, dar nu puteți spune că este întâmplătoare. Despre acest interimat scria pe blog și comenta fostul dumneavoastră coleg Sergiu Sârbu încă pe data de 6, 7 sau chiar 8 martie. Alexei, deci, ca să fiu foarte clar înțeles, repet, puțin ne interesează ce face Ghimpu, Chirtoacă și prietenii lor. Obiectivul nostru, de exemplu, și înțelegerea noastră este că acești oameni în general nu trebuie să participe în actul de guvernare, grație acțiunilor, eforturilor, declarațiilor pe care le fac zi cu zi. Deci, noi am preferat să nu-i vedem în general în câmpul politic în Republica Moldova. Când spun noi, mă refer la Partidul Socialiștilor. Asta este unul. Doi. Știți, foarte mult se discută ce va face unul, ce va face altul, când se va duce, unde se va duce, cu cine se va întâlni, vor fi negocieri, nu vor fi negocieri. Eu cred că, dacă îmi permiteți să dau un calificativ acestor discuții, ca fiind foarte sterile, pentru că în viitor foarte apropiat, într-o săptămână, două, lucrurile mai mult sau mai puțin vor fi suficient de clare. Pentru că, dacă este să vorbim că astăzi există un premier desemnat de către Timofte, probabil că acest premier va trebui să vină și cu un program și cu niște oameni pe care îi vede dumnealui. Sau... Și atunci lucrurile vor deveni clare. Discuțiile noastre în acest context, eu le-aș prefera să le transferăm în albea discuțiilor despre problemele cetățenilor, pentru a aminti celor care vor desemna oameni sau vor arăta programe, ce de fapt trebuie să conțină aceste lucruri. Ce facem astăzi cu agricultura, ce facem cu sănătatea, ce facem cu domeniul educațional, unde avem enorme probleme.
Iată, eu aș prefera să discutăm despre asta. Dar dumneavoastră sunteți gazda și noi ne conformăm la ceea ce... O să revin neapărat la discuția cu privire la guvernare, că am o întrebare și pentru dumneavoastră. Domnule Roșca, deputatul Valeriu Munteanu, l-ați auzit, pare mai conciliant și nu exclude prezența liberalilor în guvern. Să fie un semnal că la votul din Parlament putem vedea anumite surprize? Poate ar fi prea de tot să ne gândim că întreaga retorică incendiară, contundentă, războinică a domnului Ghimpu a fost doar o pierdea de fum pentru a negocia mai bine niște funcții și niște sume în schimbul votului pro-Filat 3. Mi-ar veni greu să cred că lucrurile au degradat într-un asemenea hal în cadrul partidului respectiv. Ghimpu a fost foarte, foarte atent și cu toată ura lui față de Filat nu a votat personal și partidul pentru demiterea acestuia, deși a dorit demiterea lui, din rațiuni de imagine. Acum, aceleași rațiuni de imagine, nu văd cum l-ar face să voteze pentru și să-și delege oamenii într-un nou cabinet de miniștri condus de același Filat. Cel mai probabil, el se va menține în afara... Și, în general, probabil că unul din motivele principale care îl fac pe Ghimpu să fie atât de supărat este că dânsul practic a fost scos din cărți. S-a simțit, dacă vreți, cumva trădat. A înțeles că o majoritate în noua configurație se poate face și fără el. Poate știe mai mult decât noi. Poate știe cine mai poate flota dintr-un partid sau altul înspre viitorul arc guvernamental dintre deputați. Iată de ce, pe de o parte, supărarea pe Filat personal, pe de altă parte, înțelegerea că este scos din joc, îl face să fie atât de intransigent, ireconciliabil și așa mai departe. Dar aici, după mine, nu Ghimpu este mare de perdant. S-ar putea ca Marian Lupu și Partidul Democrat să fie mare de perdant. În timp ce Ghimpu își dezvoltă retorici mai mult sau mai puțin explicite în raport cu viitorul cabinet de miniștri, presupunem că acest cabinet va fi investit și Filat va prinde încă un mandat de premier, Partidul Democrat este într-o situație mai delicată. După toate câte s-au spus și s-au făcut și după demiterea acelui aș fi luat acum două săptămâni sau o lună, îmi vine greu să văd cum acest partid, Marian Lupu, Vlad Plăhătniuc și alți deputați acestui partid vor vota pentru, indiferent de componența nominală și de... De ce nu ar face? A spus și domnul Ghimpu că au mers înainte cu contrabandă, corupție, banditism și mai... Nu, eu nu știu exact ce se discută pe sub masă, dincolo de reflectoarele televiziunilor. Eu pot doar să mă gândesc la aspectele vizibile, la prejudiciul de imagine pe care și-l asumă acest partid. În orice caz, dacă interesează și aspectele care țin de imagine și perspectivele electorale. Sunteți un politician cu experiență și vreau să încercați cel puțin să explicați ce înseamnă declarația domnului Valeriu Munteanu. Vrem să fim la guvernare, vrem o nouă alianță. Bun, orice partid vrea să fie la guvernare, de aia vor și partid vrea să... Mai poate, așa. Da, s-au gândit și ei, domnule, pierdem Ministerul Transporturilor, pierdem Ministerul Ecologiei, pierdem Ministerul Apărării, ce mai pierdem acolo? Astea sunt pârghii, cum zice Mihai Ghimpu. Aceste adică pârghii, dividendele unui minister contează mai mult decât aceste pârghii nu sunt doar administrative, ci și financiare, asta e toată treaba. Cum să te pregătești de alegeri fără acces la aceste pârghii? Nu? Dacă îmi permiți, domnule, da, foarte, foarte, foarte succint aici. Este foarte bine ce menționează domnul Roșca în acest context. De ce? Pentru că eu nu știu cum se va afla Ghimpu în opoziție, pentru că în momentul în care se va afla, toate tunurile vor veni peste cei care au fost la guvernare și ministerele pe care le-au condus. Ministerul Transportului, unde numai cine a spune că sunt 4 dosare, dar dacă este să-i apuci de ce trebuie să-i apuci, 1.800.000 de lei de uciși în bani care, deci bani uciși în drumuri care nu există, fondul ecologic cu datul banilor copiilor, prietenilor, rudelor, nănașilor, cumătrilor și tot așa mai departe. Ceea ce am ridicat astăzi și ați văzut în Parlament, deci Dorin Chirtoacă cu sutele de milioane de lei, deci ilegal cheltuite și fraude, prejudicieri de buget, patrimoniu public, la care Procurorul General a spus că încă nu s-a intentat nimic, dar se examinează, nu exclu că acest lucru se va examina. De asta, cei care sunt ca Valeriu Munteanu, înțeleg că lucrurile pot fi foarte șubrede în cazul Partidului Liberal, pentru că oricât s-ar declara Mihai Ghimpu că nu,
probleme există și ele sunt foarte grave, pentru că dacă vedeți actul de corupție, nu persistă doar la vierți. Deci și sau... Mihai Ghimpu ar fi cu pufușor pe botișor, așa este. Inclusiv dumnealui, dar și noi nu știm despre benzinăriile astea care se vorbește despre petrol și tot așa mai departe. Le cunoaștem lucrurile astea foarte bine, așa că dumnealui a găsit o nișă bună să încerce să speculeze adevărul istoric, exact cum o face și Dorin Chirtoacă în Chișinău, dar problema este că adevărul lor istoric s-a transformat într-un adevăr isteric pentru chișinăuieni și pentru țară în general. Dacă deci asta este. Să vă completez, dacă am înțeles eu bine ce spuneți dumneavoastră, în cazul excluderii Partidului Liberal din arcul guvernamental și împingerii acestuia în opoziție, s-ar putea ca Mihai Ghimpu să devină mult mai silențios, mai tăcut, mai conciliant, din cauza dosarelor sau presiunilor care putea să le exercite Procuratura, Centrul Anticorupție și alte instituții ale statului de drept. Pentru actele de corupție care încă n-au ieșit la iveală. Cam așa, da? Deci arcul guvernamental care va fi cumva centrist, convențional vorbind, nu se va mai teme că va fi înghesuit și din stânga și din dreapta. De stânga din Voronin, de Voronin, da, și din dreapta de Ghimpu. Deci Voronin poate va rămâne la fel de retoric, dar Ghimpu s-ar putea să fie redus la tăcere. Eu cred că o să vedem lucrurile, o să fie foarte clare în viitorul cel mai apropiat. Dar eu zic că domnul Ghimpu, prin ceea ce face zi cu zi, nu trebuie să strigi hoțul prin dihoțul, pentru că la el în partid sunt atâția hoți că... Mai dă Doamne pentru... Eu stau și ascult și îmi imaginez că cei mai mari hoți și tâlhari în țara asta sunt Partidul Liberal. Nici pe departe nu e asta. Nu sunt alte și mai mari, asta e cu siguranță, cu siguranță. Și ce ne iau... Domnule Godea, dar nu putem nega și dumneavoastră și eu foarte bine știm lucrurile astea. Nu vreau să acoper... Pentru mine, declarațiile de astăzi a procurorului general, că dumneavoastră spune că sunt în examinare. Da, noi știm că sunt delapidări, știm că sunt fraude, dar sunt în examinare. Deja, eu am să mă opresc când o să încheiază noastră și pe care am spus. Conturi vizează anul 2010. Raportul Curții de Conturi privind ilegalitățile comise în Chișinău vizează anul 2010-2011. Iar noi ne aflăm în 2013 și se spune că, băieți, sunt în examinare. Dar cine? Când se duce Curtea de Conturi și pe la vamă? Este foarte bine să meargă și la vamă și la Ministerul Transporturilor. Când se duce și pe la întreprinderile de stat, exact, ca să vadă ce se întâmplă acolo. Exact. Dar când vedem o finalitate a concluziilor făcute de Curtea de Conturi? Niciodată cu ăștia. Niciodată, până în 2015, nu așteptați, haideți, că nu-ți iei mazohiști să se autoflageleze. Lucrurile pentru mine sunt evidente. Deci, Curtea de Conturi își face meseria în măsura în care poate și o facă, face rapoarte, Procuratura se face că plouă, mai dă Dumnezeu și chiar plouă afară, la plouă, și da. lucrurile nu se întâmplă. De ce? Pentru că actul de guvernare la ora actuală are scop lucrativ. Nu în sens de rezultate, scop lucrativ înseamnă aducătoare de profit. Corect. Deci asta fac băieții de la guvernare și pentru asta luptă în continuare și pentru asta sunt gata să se înțeleagă. De ce? Pentru că eu pe 5 martie am votat pentru demiterea unui guvern strangulat de corupție. Domnule, și eu, și dumneavoastră, și toată societatea, a auzit atâtea lucruri despre demnitarii noștri, eu ziceam, nici serviciile secrete nu putea să le scoate la suprafață, într-un mod atât de coerent și atât de dizelos, cum au făcut-o liderii politici, acuzându-se reciproc de acte de corupție. Și ieri președintele Timofte a venit să ne convingă, domnule, că lucrurile nu stau chiar așa, demnitarii noștri nu sunt atât de corupți și sunt capabili să continue să guverneze această țară. Am spus-o într-un alt post de televiziune și o să repet și la dumneavoastră. Exact ca în bancul cu moldoveanul care și-a pierdut calul și s-a întâlnit cu Ardeleanu și Ardeleanu până la urmă a dat un răspuns evaziv. Așa și președintele Timofti prin decretul semnat ieri a dat un răspuns evaziv cetățenilor Republicii Moldova și îmi pare rău. De ce? Pentru că... Avea altă soluție? Președintele Republicii Moldova nu trebuie să stea la cheremul liderilor politici. De orice culoare și oricare ar fi ei. Președintele Republicii Moldova este garantul Constituției și este mediatorul între forțele politice și între instituțiile statului. Dumneavoastră știți cel mai bine cum a fost votat. Da, sigur că știu cum a fost votat președintele și chiar am avut încredere. Dar, sincer, mă gândeam și la cazurile care au ieșit zilele trecute cu trecutul domnului Timofti. Nu vreau să-i reproșez nimic, atâta doar pentru o țară democratică
și ar fi dat demisia. Eu vreau să reproșez ceva, dacă se poate. Un moment, domnul Roșca, pentru că eu mi-amintesc că domnul Kjoller cum a demisionat din funcția de, din funcția de președinte a Germaniei pentru lucruri mult mai sau incomparabil cu acestea, dar bine, Dumnezeu cu dânsul. Bine, la o despre o intervenție a domnului Vlad Socor, care spunea că astea sunt chestii cavalerești. Adică în anumite țări se acceptă, în alte țări putem face abstracții de ele. Domnul Socor, domnul Roșca, știe foarte bine. Domnul Socor intervine atunci când se întâmplă lucruri interesante în Republica Moldova și dacă a reapărut pe piața mediatică... Înseamnă că cercurilor pe care le reprezintă el... Se vor produce lucruri interesante. Eu am spus-o și repet. De la 5 martie nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Eu nu cred că se va schimba foarte mult și componența nominală a guvernului, chiar dacă liberalii vor fi scoși de la guvernare. Se vor împărți, se va împărți blana liberalilor, ca să zic așa, între cele două partide. Iar posibilități de încropire a unei majorități parlamentare pentru investirea în funcția unui guvern, în actualul Parlament, cred că sunt. Doar că eu nu văd în actuala formulă parlamentară cum să sprijin un guvern. Și am spus-o și repet, cea mai sinceră atitudine și cea mai sinceră acțiune față de cetățenii Republicii Moldova ar fi alegerile anticipate. Domnule Tăbârță, dumneavoastră ați ascultat declarațiile fiecăruia dintre colegii de platou și vreau să vă întreb cum interpretați declarațiile domnului Munteanu. Că ar fi gata, că s-ar găsi acei 5 deputați liberali care să voteze pentru Vlad Filat, pentru guvernul Vlad Filat? Sau poate altă explicație aveți? În ultimul timp foarte mult a început să se vorbească despre faptul că în sânul liberalilor nu ar fi totul în ordine sau Partidul Liberal... E parcă în capul lor ar fi ordine. Bine, asta deja e altă discuție, domnul Roșca. Dar deja Partidul Liberal nu mai este atât de omogen cât era înainte sau cât dorea să se pară. Și la sigur sunt politicieni acolo care nu își doresc alegeri parlamentare anticipate sau nu sunt de acord cu linia promovată de Mihai Ghimpu. Sau nu sunt de acord să nu participe la actul de guvernare, să nu aibă un minister, să nu aibă un... Sigur, aici avem și aspectele oportuniste. Știm foarte bine din știința politică, încă din anchitate, că puterea corupe. Și odată aflându-te la putere, simțind privilegiile puterii, pârghiile, resursurile ei, nu renunță așa cu una, cu două. Ar trebui să avem noi o cultură de tip democratic ca să renunțăm și la noi puterea să fie într-adevăr regimul unui scaunul tot timpul este gol sau tot timpul se eliberează. Sunt de acord cu domnul Godea când am spus că de fapt s-a întins timpul sau acele negocieri cu, de tip tehnic era mai mult, hai să spunem, o abatere sau erau vizor opiniile cumva precute în altă parte. Pentru, poate acolo s-a discutat din punct de vedere tehnic și poate că avem un acord mai bun, mai competent sau mai funcțional, dar toți știam că de fapt hopul cel mare va fi candidatura prim-ministrului. Și aici era o ecuație simplă. Fie că îl avem pe Vlad Filat prim-ministru, fie că alegem în alegeri parlamentare anticipate. Referindu-ne la candidatura al domnului Filat, aici avem două scenarii. Fie că se reface AIE în fostele componente, sau se votează un guvern Filat fără Mihai Ghimpu, dar cu concursul deputaților neafiliați. Din ceea ce am înțeles, poziția socialiștilor și al domnului Godea este fermă împotrivă, sau clar împotrivă. Domnul Mișin sau deputații domnului Mișin plus domnul Sârb au spus că mai vedem, mai discutăm. O scaldă. Și dacă ne uităm după ultimele declarații, ar putea să avem un scenariu mixt, sau un scenariu pe neva de compromis, de sinteză între aceste două. Votează PDM-ul cu PLDM-ul, votează o parte din neafiliați, mă refer în special la domnul Mișu. Poate apare o altă parte de neafiliați cu ocazia asta.
Poate și, de ce nu, cineva din partidul domnului Ghimbu. Câți acolo? 3, 4, 5 din cei 12. Ar putea să fie și acesta un scenariu. Cu toate că pare puțin probabil și va fi greu să se guverneze un astfel de guvern cu ocupirire de acest gen în Parlament. Păi greu depinde pentru cine? Pentru cetățeni sau pentru guvernanță? Asta tot e o chestie de clarificat. Discutăm acest moment, dar după o scurtă pauză publicitară. Domnule Roșca, circumstanțele impun discuții și cu deputații neafiliați. Motivul este simplu, colectarea de voturi. Ce pot solicita aceștia în schimb? Bani. Plus funcții care să aducă bani. Altceva nu pot solicita. De aceea, cu tot respectul față de domnul Mișon și mai ales față de tânărul deputat neafiliat Sârbu, sunt penibili, jalnici, ridicoli. Când spun, domnule, noi așteptăm să ni se arate programul, noi așteptăm să ni se arate principiile și valorile, noi așteptăm să vedem compoziția nominală. Ce umblați cu mâța în sac, fraților? Cine nu știe ce așteptați voi? Tânărul Sârbu spunea aseară la un post de televiziune, eram plin de respect până aseară. Domnule, dar cu mine nimeni nu a discutat. Stai puțin, dar cine ești tu? Contează atitudinea ta politică și morală. Ce cauți tu acum, pete în soare sau, din potrivă, argumente pro, în funcție de ce se va propune? E o chestie extrem de penibilă pentru experimentatul politician Mișon și pentru tânărul politician Sârbu. Treaba lor, cu opțiunile lor, dar măcar să spună, domnule, noi votăm când ne place Filat, cel mai simpatic din sud-estul Europei, gata, am decis, domnule, pentru integrare, sărim într-un picior, ne dăm peste cap pentru acest, cum să zic eu, premier inamovibil, putem să scriem așa în Constituție. Premier inamovibil, domnule. Ori aici, ori să crepe Republica Moldova. Să dispară. Da. Numai puțin penibil, dacă a venit vorba de situații jenante, este președintele Timofti, care din ce în ce mai necăjit la președinția. Să văd cum crăia asară. Ce spunea omul ăsta? A luat o hârtiuță pe care nu putea să o bolborosească până la capăt. Argumentele în favoarea acestei candidaturi. Punctul 1. Auzi, tată? Punctul 1. Mie nu mi s-a propus o altă candidatură din partea PLDM. Fratele meu, uite la televizor și ascultă ce spun. Tu, ca șef al statului, propui candidatura. Nu aștept să o propună partidele politice. Așa scrie Constituția. A, propuneți-mă mie ca să vă propun vouă. Ce cu ping-pongul ăsta, stupid? PLDM-ul mi-a propus o singură candidatură. Dar tu ce ai făcut o lună de zile? De ce n-ai propus tuturor partidelor și deputaților din Parlament o multitudine de candidaturi și opțiuni? Domnule, poate ăsta e mai potrivit. Cine a spus că neapărat trebuie să fii membru al PLDM-ului? Sau exponent al PLDM-ului, chiar dacă ăștia au mai multe mandate. Nu scrie nicăieri în Constituție. Încă o dată, în această situație constituțională, la constituirea guvernului, cea mai grea figură este președintele Republicii. Dacă nu este nevoie de el, tăiem acele articole din Constituție și lăsăm numai Parlamentul. Deputații se împacă între ei, își propun unii altora candidaturi, acumulează numărul necesar de voturi și merg înainte. Rolul șefului statului este să propună o candidatură pe care o consideră el cea mai oportună, după consultarea fracțiunilor parlamentare, bineînțeles. Domnule Roșca, dumneavoastră vorbiți despre lucruri care ar trebui să se întâmple într-un stat democratic, cu tradiții, în condițiile în care am asistat la lupte, lupta intereselor de grup, lupta intereselor personale, lupta declarațiilor. Vă așteptați la altă mișcare a domnului președinte? Nu. Trebuie să recunosc că în culise se întâmplă mult mai multe decât ne dăm noi seama, decât cunoaștem, pentru că dacă se știa, și se știe cel puțin până în această secundă, că acest om a ieșit din coaliție de guvernământ, nu mai dispune de majoritate parlamentară care să-i permită să exerce mandatul de prim-ministru. Ce dracu mi-a rămas în funcție și de ce mai pretinzi încă o dată? Aha, prin urmare, între timp, pe sub masă, se negociază la negru, care cu bani, care cu funcții, să creeze o majoritate circumstanțială ad hoc pentru o singură zi, ca să rămână ăsta în funcție, să-și poată face mendrele mai departe. Ia uite ce spune președintele în declarația faimoasă și istorică de ieri. Cu asta se încheie. Eu cred, el crede, accentul pe poate, că domnul Filat poate să conducă Republica Moldova pe calea în continuare, pe calea integrării europene și a reformelor. Care, tată, ce 3 ani de zile am făcut integrare europeană și reforme până astăzi? Dați-mi una, palpabilă. Cu impact economic și social, dacă nu cu impact... Ministerul Interne, CNAV, da. Justiția, legea antidiscriminare și multe altele. Înregistrarea legii musulmanilor, de pildă. Foarte frumos, da? Revenind la discuția... Deci este scandalos. Noi trebuie să lăsăm pe acest om întâmplător la președinție în afara atenției noastre. Așa de putincios cum este el. Adică sunt niște gangsteri mai zdraveni și mai cu mână pe rasă, care trag sforile și nu știu. Și ăsta e un mameluc acolo. Dacă e mameluc, să duc acasă, domnule, să-și dea demisie dacă e un om de onoare.
să-și dea demisia pur și simplu, pentru că el a fost jalnic, penibil și crâitul lui nu l-a convins pe nimeni că avem șef de stat în Republica Moldova. Vreau totuși să revin, domnule Roșca, la discuția despre... Păi asta e discuția despre cum formăm guvernul, domnule. Avem președinte sau nu? Dar vreau să revin la discuția despre deputații neafiliați. Domnule Ceban, dumneavoastră spuneați la începutul emisiunii că nu doriți să-i vedeți pe liberali la guvernare. Sunteți gata să-i înlocuiți? Ați fost și dumneavoastră aici în platoul emisiunii Fabrica și ați vorbit la un moment dat că vrem să vedem programul viitorului candidat. Deci, programul de guvernare. Haideți să-l luăm consecutiv. Și să nu căutăm niște lucruri acolo unde ele nu sunt. 1. Ați văzut declarația. Mi se pare că a fost suficient de explicită. Mă refer la declarația liderului partidului, Igor Dodon, care a zis, eu nu și voi propune partidului, în cadrul discuțiilor la Consiliu Republican, să nu susțină această candidatură. 2. Evident că vom discuta săptămâna viitoare. Vreau să spun că aceeași viziune o împărtășesc absolut în acest sens. Că nu cred că domnul Filat peste 3 săptămâni sau peste 4 a devenit altul decât a fost acum 4 săptămâni în urmă. Deci, din start, aceste lucruri sunt cel puțin dubioase, după părerea noastră. Mai mult decât atât, toată foiala asta, nu știu cum să-i spun altfel, și adevărat a spus domnul Roșca, ping-pong încolo, încoace, aiurel mimare acestor negocieri, deci a distras atenția publică de la foarte multe probleme cu care se confruntă astăzi societatea. Atunci când vorbeam de program, chiar am fi vrut să vedem ce se întâmplă. Pentru că, uite, acum pot să meargă niște lucruri, inclusiv în Parlament. Și am zis de ce, după părerea noastră. Pentru că pericolul alegerilor anticipate a băgat frica în cei care sunt astăzi. Iar domnul Șanu zicea, de ce vorbiți despre pericol? Alegerile anticipate nu sunt un pericol. Pentru ei, da. De ce nu? Ce au făcut în 3 ani și jumătate? Nimic. Dacă, exact, mă refer la aceleași lucruri. Dacă îmi spuneți ceva, deci a trebuit să stăm în piață, să alergăm pe la instituții, pe la miniștri, să cerem demisii, să venim cu 60.000 de semnături, ca să obținem un fel de majorare de pensii și așa, trunchiată. Domnule Ceban, sunt nevoit să vă întrerup, revin imediat la discuție. La telefon îl avem pe George Damian, comentator politic din România. Domnule Damian, bună seara! Bună seara! Cum este văzută criza politică de la Chișinău în partea cealaltă de Prut? Parțial este un mister pentru mare parte a românilor din dreapta Prutului. E destul de greu de înțeles cum s-a ajuns ca o guvernare stabilă, o perioadă destul de lungă de timp, să se destrame în câteva săptămâni. Așa la nivelul celor interesate. Și pentru mine este destul de greu de înțeles care este motivul real al acestor dispute de la Chișinău. În opinia dumneavoastră, ce stă la mijloc? Conflictul de interese, interesul de grup, interesul personal sau așa se face integrarea europeană? Mă rog, dacă putem face și o comparație cu cum s-a integrat România în Uniunea Europeană. Și România au fost dezbateri foarte aprinse în domeniul acesta, ceea ce privește integrarea europeană. Nu toată lumea a fost de acord în clasa politică. În România, sondajele de opinie dinainte de aderare la Uniunea Europeană dădeau cifre de 85-90%, populația era de acord cu această aderare. Clasa politică au fost mai multe opinii referitoare la viteza, la modul la care se face această aderare la Uniunea Europeană. În toate țările există aceste dezbateri, este absolut normal să se poarte. Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică, se ocupă. Este o asociație de state, ca să spun așa, în care oamenii intră de bunăvoie. Nu este nimeni atras cu forța în Uniunea Europeană. În grupul comentatorilor politici de la București se vede vreo soluție pentru criza de la Chișinău și dacă mai există credibilitate pentru această guvernare? Guvernarea pentru integrare europeană. O se vede cel mai clar în sondajele de opinie. N-am văzut niciun sondaj de opinie recent de la Chișinău care să
spună limpede cine și ce sprijin mai are prin societate. E destul de greu de zis cum se poate face o cum se poate ajunge la o rezolvare a acestei crize. Percepția la București e destul de relaxată, ca să spun așa. Republica Moldova este subiect în discursul public doar în măsura declarațiilor de genul vă acordăm tot sprijinul. Acum, ce înseamnă acest lucru, practic, mai greu de spus câtă vreme la Chișinău există instabilitate politică, nu există o guvernare clară, nu există ținte asumate de, să zicem, o majoritate a clasei politice, sprijinul ăsta poate să fie orice și nimic în același timp. Am înțeles, domnule Damian, vă mulțumim pentru intervenție și pentru comentariu. Domnule Ceban, să revenim la discuție. Da. Vorbeam despre program, da? Discuția cu Vlad Filat. Este normal, este normal să vedem ce se propune. E normal, nu? Pentru că suntem oameni cât de cât responsabili. Trebuie să privim în lucrurile care ar putea să ne fie... Să vă amintesc ce a spus domnul Roșca câtva timp în urmă când a spus aceasta, să vedem înseamnă de fapt dumneavoastră, anumite beneficii. Deci eu vă dau un indiciu. Când m-am referit la legi, astăzi discutam cu jurnaliștii. Să știți că dacă faceți stopul legilor bune care au fost adoptate în Parlament în ultimele două luni, sunt cele ale socialiștilor. Și inclusiv cu jurnaliștii dumneavoastră discutam. 1, 2, 3, pac, 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 pac. Pentru fisc, pentru patentari, pentru deci domeniul social, pentru domeniul educațional și multe, multe alte lucruri. Deci când vorbim despre program, vrem să vedem. De ce nu? Haideți să vedem. Dar să fie ceva viabil, nu să fie că, uite, niște vrabii zboară undeva în cer. Concret, uite, în sistemul educațional, în iunie facem asta. În sistemul protecției sociale, în iulie vom face asta. În august vom rezolva, în aprilie vom rezolva întrebarea agricultorilor. Uite că pe agenda vine... Dar nu să fie ceea ce a fost până acum. Deci normal că am fi vrut să vedem. Dar v-am zis anterior, Vlad Filat în fruntea acestui guvern deja este cea mai mare întrebare pe care o avem. Și ați văzut declarațiile noastre în acest sens. Bine, Pentru că dacă era o candidatură care să vină din afară... Iurie Leancă. Deci dacă era o candidatură care să vină din afară, am zis din afara partidilor politici, nu din afara PLD-mea, eu singurul, în sens. Evident că avea să examinăm și cu toată certitudinea, da, să votăm. Discutați dacă avea și un program normal. Vlad Filat, dacă va veni cu astfel de inițiativă. Vă veți uita peste interesant programul de guvernare. Dacă pe care vă propunea pe domnul Dodon, normal, care e liderul PSRM-ului, domnul Dodon, dacă ați observat, domnule Gode, în această perioadă, a spus foarte tranșant că nu pretinde. Și același lucru am făcut și noi. Cred că domnul Timofti s-a gândit la ceea ce spun candidații. Dar eu nu cred că domnul Timofti s-a gândit în general la ceva serios. Bine, a fost să putem spune punct... Da, și ca să, da, aș vrea să... Ca să putem pune punct la acest capitol. Dar n-am văzut aceste lucruri. Da? De asta vă spun că, după părerea noastră, un pic discuțiile astea sunt sterile în acest proces. Discutați cu domnul Filat dacă vine cu astfel de inițiativă. O să vedem ce o să propună. Dar ce înseamnă să nu discutăm? Suntem într-un stat, trebuie să discutăm. Discutăm și cu domnul Timofti, cu toate că mie nu-mi place. Și cu domnul Ghimbu câteodată discutăm, clar, nu-mi place deloc. Nu că, înțelegi, și cu cei din Partidul Comunist cu care avem disensiuni. Tot discutăm. Este normal să zicem o societate... N-astfel nu veniți cu un răspuns tranșant că, uite, nu-l votez pe Filat nici în ruptul capului. Dumneavoastră ați văzut foarte clar declarația care a fost făcută. Atunci ce vreți ca ei să spună că nu votează nici în ruptul capului și să prăbușească visul european al Republicii Moldova. Să vedem și noi ce... Bine, până la urmă, dacă vorbim despre declarația domnului Lenin, Padrazumivaș, visul european care? 1 ianuarie 2012? Vreau să vă adresez încă o întrebare. Unde mergem? Când? Până la urmă, este vorba despre decizii individuale sau este vorba despre o decizie de grup? La ce vă referiți? De a-l vota sau nu pe Vlad Filat, de a-l susține sau nu? Noi nu avem... Deci asta mâine că l-ai pierui. V-am spus foarte clar. Vom discuta în partid. Vin oameni, au păreri diferite.
Când a căzut guvernul... Eu am înțeles azi că Dodon a fost spus tranșant. Nu cumva îl demiteți pe Dodon la Consiliu și decide să votați pentru? Cu certitudine nu. Dumnealui a spus foarte clar. Voi propune ca această candidatură să nu fie votată. Avem noastră centralism democratic în partid. Bine, ce înseamnă centralism? Domnul Roșca, este normal acest lucru. Când s-a discutat demisia guvernului, au fost doamna Abramciuc nu a votat. De exemplu, doamna Abramciuc nu a votat. Ar putea vota pentru Vlad Filat? O să întrebăm pe doamna Abramciuc, nu mă întrebați pe mine. Eu pot să răspund pentru mine. Și vă spun că vom discuta aceste lucruri. Este normal să se discute. Nu să vină, cum de exemplu a venit Ghimpu și spune că eu votez, Munteanu, eu nu votez, la Consiliu nu a discutat. Cine e partid? E o persoană sau sunt oameni? Deci părerea adică oamenilor trebuie să fie respectată. Membrii grupului ar putea avea păreri diferite și până la urmă cineva să și voteze. Haideți să nu anticipăm niște lucruri până la... Domnul Godea are ceva de spus extraordinar de important. Eu am vrut să obțin niște răspunsuri. Referitor la discuții, la discuții și deși poziția noastră este una clară, sigur că suntem deschiși pentru discuții. Putem discuta cu oricine, nu este nicio problemă. Doar că cei care vor să se mențină la putere și se vor gândi cumva să discute și cu mine. Eu nu pot spune cu noi, pentru că sunt singurul deputat în Parlament din partea Partidului Acțiunea Democratică. Înainte de a face chestia asta, să evalueze cele 10 angajamente semnate la 15 martie anul trecut și să vadă câte din ele au fost realizate, inclusiv și termenele, și dacă vor mai avea obraz după ce vor face evaluarea asta, să vină să discute, să vină să discute. Inclusiv și Timofti. Inclusiv și Timofti, toți cei care au fost implicați. Timofti n-a semnat. Apropo, ziceam într-o altă emisiune, poate așteptăm Ghimpu, să spună domnul Ghimpu și B. Să înceapă procedura de demitere a președintelui. A zis că dacă îl înaintează pe Filat, noi socialiștii am susțin cel puțin demiterea președintelui. Bine, atunci cu ce șanse, domnule Godea, acreditați crearea unui nou guvern Filat? Toată lumea întreabă. Am fost la altă televiziune înainte de această emisiune și tot. 50 la 50, 50 plus 5. Eu cred că guvernul Republicii Moldova va fi investit în funcție. V-am zis, ei au un pic de experiență. Eu mi-amintesc cu declanșarea procedurii de alegere a președintelui în 2010, asta în 2011 a fost chestia asta, da? Și ei au experiența. Este mecanismul declanșat. Sigur că Constituția nu prevede expres dizolvarea sau obligația președintelui de a dizolva Parlamentul, îi dă dreptul să dizolve Parlamentul, dar la discreția președintelui. Dar oricum mecanismul este declanșat, odată cu declanșarea acestui mecanism, eu cred că înțelegerile au fost făcute. Eu nu cred că Filat ar fi fost desemnat de către președintele Timofti în condițiile în care nu erau asigurate 51 de voturi care să sprijine un eventual guvern. Nu cred în povești de genul guvern minoritar sau alte chestii. Dar și nici în alegeri anticipate. Explicația mea este una simplă. Nu am văzut niciodată hoți care se predea de bunăvoie poliției, poliția fiind cetățenii în acest sens. Cu ce să meargă ei în alegeri anticipate? Ce să le spună oamenilor? Așa mai stau un an și 8 luni, mai împart ce au de împărțit, mai adună ce au de adunat și pe aia chiar dacă ori pierde, măcar se face cu niscaiva agonisială la gospodării. Asta este logica lor. Noi nu avem oameni de stat. Noi nu avem demnitari de stat. Noi nu avem elite, nu avem oameni de stat în funcții de demnitate publică ca să gândească elitar la interesul cetățeanului, la soarta Republicii Moldova. Dacă ei se luptă pentru a-și păstra girofarul sau paza de corp sau a pierde aceste facilități, dacă ei se luptă pentru faptul cine să meargă înainte la depuneri de flori, la sărbătorile oficiale sau cui să-i raporteze comandantul paradei militare eventual organizate cu anumite ocazii în centrul capitalei. Domnule, asta nu este nivel nici de bantustan, nici de țară bananieră, dacă vreți. Dar astea sunt elitele noastre politice, astea sunt demnitare. Și nu trebuie să ne mire metodele care le pun în aplicare. Atâta pot. Cetățenii la să-i judeci. Domnule Roșca, care sunt șansele pe care le dați creierii guvernului Filat? Și eu încred să cred că odată ce președintele a fost determinat să desemneze această candidatură, anumite înțelegeri și speranțe există. Și am putea aștepta ca chiar la prima încercare să se consume
acest exercițiu. Pe de altă parte, dacă ați observat, domnul Timofte a încercat cumva, în stilul lui așa mai stângaci, să răspundă și la o întrebare a unei ziariste ieri, în cadrul briefingului respectiv, și el nu a exclus că dacă Filat nu trece prima dată, s-ar putea să revină cu aceeași candidatură. Nu a negat această probabilitate. Trebuie de văzut în ce măsură aici sunt prezente și anumite angajamente nevăzute. Cum se prezintă factorul extern? Care ar fi acesta? Păi, în mod cert, Filat este favoritul unor grupuri de influență din exterior, care co-guvernează cu Filat împreună Republica Moldova. Trebuie să fim deschiși, corecți și să spunem așa lucrurile cum stau. Nu trebuie să ne închinăm la Bruxelles ca niște papuași. La Bruxelles sunt niște birocrați. În fiecare săptămână la Bruxelles se întâmplă câte un scandal de corupție. Ba un comisar, ba un deputat european, ba un prim-ministru dintr-o țară Uniunii Europene. Nu trebuie să sacralizăm Uniunea Europeană și membrele, statele membre și politicieni de acolo. Și acolo sunt oameni și acolo există interese pecuniare. Și Filat este foarte potrivit pentru anumite cercuri. Acolo cel puțin își mai dau demisia. Da, așa ni se, într-un mod așa de salvat, așa ni se pare nou. Haideți că eu am observat chestia asta. Noi suntem obsedați de raportarea la un model inexistent. Sistemul de referință perfect este Uniunea Europeană, Statele Unite, la care trebuie să batem mătări. Încetați chestia asta. Democrația liberală este cea mai sordidă invenție a umanității, care va dispărea poate în câteva decenii. Ne învârtim în jurul cozii, dar asta e alt subiect de discuție. Ce e cu comunismul, cu liberalismul? Trăiască monarhia, domnule. Păi da, dumneata, ca istoric, trebuie să spui asta. Dacă... Păi da, asta și-o spun. Da. Suntem tradiționaliști, conservatori. Sigur. Subiectul este altul. Este absolut clar că după toate crimele, eșecurile, gogomâniile, abuzurile comise de Filat, dacă acesta în continuare este favoritul cancelarilor europene, ceva mai mult decât performanța lui intelectuală, administrativă și politică, îl leagă de aceste cercuri. Componenta pecuniară este evidentă. Pe mine foarte mult mă interesează ca după ce se va schimba această scârboasă guvernare, să vină altcineva la putere, inclusiv la Curtea de Conturi, nu urechean, și să controlăm tatăl odată până la ultimul bănuț. Ce s-a făcut cu finanțarea externă a Republicii Moldova în ultimii aproape 4 ani? Credite și granturi de la instituții financiare creditare internaționale din Uniunea Europeană și Statele Unite. Sunt foarte curios. Nu să văd cifrele mari atârnând pe site-ul Ministerului Finanțelor sau a Guvernului. Guvernul, descifrări și modul de utilizare. Pe mine asta mă pune pe gânduri. Și cât au primit prietenii noștri occidentali în calitate de consultanți, când se ridică la 60-70% din proiectele respective. Asta e o chestiune foarte sensibilă pe care trebuie să o avem în vedere. Filat și ăsta care e ministrul de stat, cum îl cheamă? Bodiu. Bodiu, cunosc foarte bine schemele astea rodate. Chestiunea este pecuniară. Sumele sunt astronomice, deturnate din fondurile publice, din banii veniți din străinătate. Iată acest suport de unde vine. Povestea de succes de acest gen a ieșuat de mult în Ucraina, a ieșuat recent în Bulgaria, a ieșuat în România și peste tot urma este a Partidului Popular European, din care noi am plecat de mult, creștini democrații, Filat mai rămâne pentru că a găsit cum să facă bani împreună cu acești birocrații europeni. Asta este explicația mea. Și eu cred că Timofti primește nu numai sugestii din partea lui Filat, dar și a partenerilor noștri de dezvoltare, care se îngrașă pe seama sărăciei noastre. Domnule Tăbârță, vi se pare că Vlad Filat și Partidul Liberal Democrat au luat în calcul și alegerile anticipate? Ba, sigur au luat în calcul și alegerile de parlamentare anticipate. De fapt, concret că o fac toate partidele. Eu nu aș fi atât de sigur ca și colegii mei de platou că lucrurile sunt bătute în cuie, poate da, poate nu. Domnul Roșca ne-a vorbit nouă aici despre un paradox. Că uitați-vă că Partidul Liberal, care nu a votat demisia guvernului, acum este împotriva reinvestirii acestui guvern, iar Partidul Democrat, care de fapt a votat pentru demisia guvernului, exact, acum tace. De fapt, Partidul Democrat frumos a plasat mingea pe terenul liberalilor. Dacă nu avem o majoritate, nu ne mai vedem sau nu votăm. Sau vrem să vedem anumite, nu mai știu ce acolo, certitudini, mecanisme instituționale, funcționale și așa mai departe. Până la urmă, Partidul Democrat nu a spus un da afirmativ sau un nu categoric. Ceea ce putem deduce că încă anumite lucruri nu au fost bătute în cuie și se mai discută. Dacă vom avea o înțelegere între Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat, atunci se poate merge și la înțelegere cu
neafiliat sau cu o parte din Partidul Liberal, sau poate cine știe, poate în cadrul Partidului Liberal este democrație și toți votează pentru susținerea guvernului Filat, dar Mihai Ghimpu fiind singur spune, gata fraților, eu sunt de acord, democrație internă în partid, cine știe. Dar această stafie a alegerilor parlamentare anticipate o avem, nu putem să negăm. Și cel mai probabil avem de ales, ori în repetarea guvernului Filat, ori se merge spre alegeri parlamentare anticipate. Bine, cât de pregătiți sunt și unii și alții pentru scrutin înainte de termen? Eu nu cred că cineva este acum pregătit în totalitate. Chiar aceiași comuniști care spun în stânga și în dreapta. Nimeni nu este. Am vrut să spun colegii din platou, negata. Tot nu sunt gata. Dar, până la urmă, să nu fie această soluție care va dezlega lucrurile. E foarte adevărat. Gata, negata, dar dacă nu există un guvern normal, nu putem păstra această guvernare cu orice preț. La alegere. Am zis că este cea mai morală și mai corectă decizie. Și mecanismul deja a fost declanșat. Avem de ieri 45, deja au rămas 44. Toată lumea discută. Sunt gata partidele, sunt gata politicienii. Dar cetățenii sunt gata să mai rabde. Domnule Godea, da, din actuala clasă politică, ați văzut vreun politician care să îi pese de cetățean în așa măsură încât să meargă la alegeri anticipate, necondiționat, sau partide, să zică, mergem la alegeri anticipate, cetățeanul a investit în credere. Și atunci ce să mai... Partide n-avem și politicieni n-avem, asta e. Domnule, revenim după o scurtă pauză și atunci vreau să discutăm puțin despre viitorul guvern, dacă putem discuta, în afară de miniștrii liberali, al căror viitor este incert, pe cine ați putea pune pe lista exclușilor? Revenim în câteva clipe. Am revenit în studio. Domnule Ceban, în afară de miniștrii liberali, ai căror viitor este unul incert, pe cine ați mai pune pe lista excluși? Dar noi vrem să fie cert, un viitor cert, să vină CNA pe la ei, să vină Procuratura Generală, să fie un viitor foarte cert pe toate acești miniștri. Deci, viitorul celorlalți miniștri este... Iată, unul mai puțin nu știu, dacă Partidul Liberal acum, va merge acum la discuție, atunci ar putea... Da, ar putea să fie ca în cazul lui Dorin Chirtoacă. 2 ani de zile să face Procuratura Ploug și nu vede că au dispărut milioane de lei din și bugetul prejudiciat și patrimoniu și tot așa mai departe. Sau ca la Șalaru sau în altă parte. Ar putea. Acum, dacă este să ne referim la guvern, acuzații au fost foarte grave. La foarte mulți miniștri. Eu cred că n-are ce căuta nimeni acolo. Pentru că din reforme nu s-a ales cu nimic. Corupție și trafic de influență enorm de mare. Chiar nu simpatizați pe nimeni? Nu simpatizez. Nu că nu simpatizez. Chiar am, dacă mi-ați dat posibilitatea, v-aș arăta ce înseamnă acest lucru. Pentru că eu cred că mulți dintre ei trebuie trași la răspundere. Trebuie trași la răspundere. Și păcat că este această, știi, n-aș pare, nici v-aș pare, nici tot așa mai departe. Oamenii ăștia n-au ce căuta acolo. Dacă îmi dați dumneavoastră un nume de ministru care a făcut ceva, eu vă înțeleg. Dar eu nu-l văd. Chiar nu-l văd. Numele acela am vrut să-l obțin de la dumneavoastră. Nu-l văd. Pentru că... Păi, dar poate Filat o să fie prim-ministru și prin cumul ministru la toate ministerele. Ce trebuie să miniștri? Cum s-a descurcat fără viceministri nu știu câți ani la rând, fără să-i numească? Cum viceministri? Sunt câteva 4 la fiecare minister. Ei nu s-au înțeles acolo... O reușit până la urmă. Da. Nu, sunt unii miniștri viceministri care nu au fost reconfirmați în guvernul. Bine, dincolo de ironie, dumneavoastră pe cine ați lăsat, pe cine ați exclude din acolo? Domnul Godea e mai specialist în domeniu. Nu știu, vine greu. Într-adevăr, majoritatea trebuie să plece. Categoric. Tot timpul l-am lăudat pe domnul Leancă și probabil ar trebui să rămână în guvern, cu toate protestele domnului Roșca. Din pauză, ca să zic așa. M-a vândut, ați văzut, da? Da. Și probabil domnul Marinuță, cu toate fricile domnului pentru Ghimcu. Pentru ce? Pentru vânzarea de armament? Pentru da, și cu toate dar avea la cei cu pentru ce? Domnul explicați-mi ca să înțeleg. E tânăr, știe engleză. Dar Leancă ce să fac acolo? De când circulăm fără vize? Omul a spus că dacă nu circulăm fără vize, plec eu singur. Dar și-o dat demisia. Dar nu i-a dat voie Filat, da. Și-o dat demisia, nu i-a dat voie șeful. Haideți să fim sinceri unii cu alții. Ai cuvânt de bărbat, păstrează-l. Eu încerc, iacă, din toată masa asta, să găsesc un nume, două. Răspunsul corect, întrebarea a fost greșită, eu așa înțeleg.
Sigur că niciunul nu e cheie de biserică. Domnul Marinuț, într-adevăr, a fost implicat în toată daravela asta cu vânzarea de armament. Dar acolo nu e numai daravela asta, domnul Godea. Acolo sunt o grămadă de lucruri foarte serioase. Dar foarte serioase. Da. Care cad sub incidență, nu doar... Domnul Ciobanu, eu nu știu care este situația pe unele ministere. Dar cu situația Ministerului Apărării și Armatei Naționale o cunosc. Dar o cunosc în detalii. Și eu știu și efortul lui Marinuță de a redresa situația. Adevărul că Marinuță a fost unul din puținii miniștri din guvern care nu a avut niciodată sprijin politic pentru inițiativele sale. Niciodată. Dar nu mă convinc. Dar noi cu dumneavoastră știm foarte multe lucruri. Poate dumneavoastră nu vreți să le spuneți. Dacă vă vreți, de aia, le numesc. De aia sunteți liberal, de aia sunteți socialist. Nu vă pot una după alta le menționez pe toate. Începând cu vânzările astea de armament dubioase și termin acolo. Sunt foarte multe lucruri. Grade. Ați menționat doar unul. Ce mai este acolo? Nu, ca să știu și eu, să mă informez, mai spuneți. Eu vreau să vă întreb, de unde apare asta cu participarea copiilor noștri la tot felul de situații de criză. Adică chiar astăzi votat cu în prima lectură, la cine am pus noi foarte mult. Deci ajungem ca în Serbia, când se împușcan și în maternitate și în mame. La ce te referi, domnul deputat? N-ați fost astăzi la Parlament. Azi am fost la politică. Da, cu regret. Cu situația politică. Și de asta vă numesc foarte mult. trebuie să fiți sinceri. Am văzut că cine absentează motivat. Misiunile militare. Este prima absență, apropo. Okay. Dar după asta am fost și la Cahul. Deci nu am stat degeaba. Dacă vă referiți la misiunile internaționale de menținere a păcii sau ceva de genul ăsta, este o chestie absolut ferească, domnul. Da, cu statutul de neutralitate ce facem? Care statutul face? De neutralitate mâncați voi tot cu articolul 11. Iată, vedeți, domnul Godea, și dumneavoastră cum încălcați Constituția? Pentru că acolo este scris tranșant. Iată, articolul 11 și articolul 13 sunt gata să le încalc zilnic și vă rog să mă pedepsiți conform legislației în vigoare. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră pe cine ați lăsa în acest guvern și pe cine nu. Eu i-aș lăsa pe toți prin ghilotina electorală și am terminat cu balul ăsta. O dată. Doi. Suntem în condițiile uzurpării puterii de stat. Oricât am umblat noi în jurul degetului, trebuie să recunoaștem că președintele Republicii a fost ales în mod anticonstituțional. Și cei care au comis această crimă de stat, specificat în articolul 339 a Codului Penal, încă vor răspunde. Vă amintesc că această crimă nu are termen de prescripție. Eu nu glumesc deloc. Noi am trimis dosarul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Indiferent ce va răspunde Curtea, întotdeauna se vor găsi circumstanțe suplimentare pentru a vedea cum anume a fost uzurpată puterea de stat de către fosta guvernare, care încă se mai menține cumva într-un picior. De aceea, pentru mine, oameni care nu au niciun fel de, chiar dacă nu ar fi foarte corupți toți de la oaltă, nu au niciun fel de demnitate, simț al răspunderii, raportare la legislație, la noțiunile statului de drept, nu văd niciun personaj pozitiv în acest guvern. Să fie foarte clar. Eu cred că Republica Moldova, după ce se va produce acest exercițiu electoral, va fi epicentrul scandalurilor mondiale la nivel de corupție, de uzurpare a puterii de stat, inclusiv de examinare profundă a cazului 7 aprilie 2009. Vai de mine, câte lucruri interesante vor reveli. O să aveți știri și dezbateri de 3 ori pe săptămână. Numai pe subiecte de genul ăsta, mai des. Noi avem de 5. Da, perfect. 7. Deci, să nu ne jucăm care dintre ei mai delicat, mai simpatic și nu știu ce. Guvernarea este ineficientă. Responsabilitatea este și colectivă și personală a fiecărui ministru. Arătați-mi un domeniu care strălucește sau care, raportat la situația de până la 2009, are parametri mai buni. Un minister. Și atunci eu aplaud, eu sunt gata să scriu ode dedicate acestui ministru. Care domeniu? Care dintre ele? Învățământ, sănătate, care dintre ele? Niciunul. Niciunul. Impactul economic al actualei guvernări este bun. Unul social este bun. Dezastru. Pe plan extern suntem mai bine. Și ați vorbit despre impactul economic, iar criza politică deja își face efectul. Agricultorii riscă să nu mai beneficieze de compensații de la stat pentru pagubele provocate de secetă din cauza crizei politice. Guvernul nu a putut semna acordul cu Banca Mondială, în baza căruia trebuia să primească 10 milioane de dolari destinate fermierilor. Păi așteptăm și noi o soluție. Este păcat că s-a blocat acest proces. Demisia guvernului a venit așa cum a venit. Avem de suportat consecințele.
Domnule Tăbârță, nici relația cu Fondul Monetar Internațional nu este una dintre cele mai bune, iar creșterea economică, ați văzut și dumneavoastră cifrele, bate pe loc. Viitorul guvern, de ce se va preocupa mai mult? De reformele economice sau tot de cele politice? Bună întrebare. Dați să vedem care va fi viitorul guvern. La sigur că orice guvern, indiferent că actualul sau viitorul, trebuie să se ocupe de problemele curente ale cetățenilor, problemele de ordin social, economic, educație și așa mai departe. Desigur, contează și politicul, însă politicul trebuie să însumeze toate aceste domenii. Politicul trebuie, la nivel decizional, să adopte, să promoveze anumite politici publice în mai multe domenii, în mai multe sectoare. Probleme sunt foarte, foarte multe. În condițiile de guvern sau de cabinet de ministru în exercițiu, nu poate să ne mire că toate aceste credite, granturi, ce mai sunt ele, nu vin. Sau anumiți raportori, observatori ale diferitor instituții internaționale își stopează pe moment, să nu zic toate contacte, dar anumite contacte cu Guvernul Republicii Moldova. Și slavă Domnului! Atenție maximă! Este o altă iluzie quasi-generală în mintea noastră. Potrivit acestei iluzii, cooperarea cu FMI și Banca Mondială ar fi benefică pentru economia națională în cazul dat a Republicii Moldova. Fraților, 10 milioane este un fleac. Cooperarea cu femeii nicăieri nu a dat rezultate. Absolut. Cum numai dezastru. Eu citesc autori americani, cine vrea vă pot să vă dau și în variantă electronică. Cei mai mari economiști și o să vă povestească ce înseamnă cooperarea cu Fondul Monetar. Parcă suntem chiar într-o țară bananieră. Să-i lăsăm dracului, cum a spus Voronin la opoziție. Lasă-i, domnule, să care de unde a venit. Ce îmblăm noi cu prostii? O creștere economică internă și bazată pe o fiscalitate sănătoasă, pe o politică vamală sănătoasă și pe o politică creditară a sistemului bancar către întreprinzătorii autohtoni ar da un rezultat de 1000 de ori mai reușit. Fiscalitatea sănătoasă ar merge atunci când am vorbit despre economie, despre întreprinzătorii. Din bugetul stat, din finanțarea externă. Asta e normal, domnule. Deja suntem... Eu vreau să vă dau un exemplu, domnule. Dacă îmi permiteți, chiar astăzi, în Parlament, am solicitat pentru că am rămas surprins. Nu pentru că, uite, vreau, nu vreau. Am aflat, domnul Roșca, că astăzi deputații și aparatul Parlamentului de Paști vor primi primii în valoare de 1 milion de lei. Dumneavoastră nu sunteți deputat? Stați o secundă. Dar eu nu pot să fiu atât de ipocrit. Oameni buni, când avem atâta sărăcie în țară, deci când aud că ieri a fost închisă școala pentru hipoacuzi, în Chișinău. Și hai bine, mersi și veți face unul la altul cadou. Eu vă dau din această operă, Da, consilierii municipali câte 2000 de lei pentru ședință. Consilierii municipali câte 2000 de lei pentru ședință. Mașinile de lux, reparațiile instituțiilor, deci reparațiile capitale, 10 de milioane de lei. Păi băi, haideți să fim sinceri unii cu alții. Nu putem așa să irosim banul public. Nu este voie. Deci, haideți într-un fel sau altul, lucrurile astea să le schimbăm. Vă arăt mai mult decât atât. 400 de milioane și 50. S-au găsit pentru sistemul de pensionare. S-au găsit. Bani erau? Erau. 200 de milioane de lei. Profitul băncii naționale, care așa a fost ascuns sub masă. Este? Haideți să facem regulă. Regulă în procesul bugetar, regulă în procesul fiscal și atunci bani vor fi. Bine, haideți să tăiem cheltuielile care nu sunt deloc prioritare și bani sunt. Iată, eu mă uit. Dar de ce? Credit, grant, unde sunt banii ăștia? Domnule Ceban. Eu am făcut o solicitare, eu am făcut o solicitare la guvern să-mi dea notă informativă detaliată. Unde au plecat, până în ziua de astăzi nu am. Unii sunt toate creditele și unii sunt toate granturile care au venit în Republica Moldova. S-au dus ca năsip. Nu se văd. Vreau să revin puțin la problema primelor. Nu doar deputații vor beneficia de prime, sunt și alți funcționari care vor avea prime de Paște. Da. Da, veți veni cu o inițiativă în Parlament să cereți colegilor să renunțe la aceste prime? Astăzi am făcut-o în plenul Parlamentului și am rugat ca la acea școală de hipoacuzi, care vor să o închidă pentru că nu este ban, să o financeze, să o lasă în pace, pentru că nu vor putea integra. Nu vor putea integra copiii ăștia. Deja au făcut atâtea lucruri. Vreau să vă întreb despre aiurea cu sistemul ăsta de dezinstituționalizare, ca ajung copiii cu dizabilități să fie integrați, dar nu sunt integrați, pentru că nu sunt condiții. Mă înțelegeți? Despre prime v-am întrebat. Sunteți gata să mergeți joi în Parlament sau mâine? Eu astăzi am făcut-o și mâine, pentru că astăzi n-a fost pusă la vot. Și mâine o ridic încă o dată. Primele toate, nu doar cele de Paști. De asta vreau să cu cea mai mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere.
Veți cere? Cu certitudine. Bine, să revenim la discuția despre următorul guvern. Eu de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că este, trebuie să ai un pic de obraz. Trebuie să ai un pic de obraz. Când pensionarul primește 600 de lei și tu la, așa, la un eveniment 1500. Când l-am văzut pe Munteanu că el își cumpără de gânsac, nu știu ce mai cumpără acolo, de pe Cârlan, săracul n-are de unde, domnul Roșcal. Credeți că n-are de unde? Care Munteanu? Mai Valera. N-are de unde. Când le vezi declarațiile, câte 4 mașini, câte 5 case, n-au săraci. Nu pot, înțelegi. Să revenim la guvern. Mai au aproximativ, să zicem, maximum 2 ani de guvernant, dacă va fi reinvestit. Care vor fi problemele pe care se vor concentra cele mai mult? Probleme sunt multiple. Colegii au menționat aici că avem restanțe și deficiențe peste tot. Dați-mi un domeniu prosper în Republica Moldova. Și atunci, dacă votează un nou guvern filat, ce va face acest guvern? Ce-a făcut bani. Și până acum? Bani la negru, tată. Bună întrebare, ce va face. Va trebui să soluționeze problemele oamenilor. Asta în mod normal. Aceasta fiind în mod normal. Dar, bine, hai să zicem că au fost anumite tentative în anumite domenii, însă din anumite motive au ieșuat. Care sunt aceste motive, toți știm. Avem anumite instituții informale care dictează regulile jocului celor formale. În plus, anumite persoane care se află în conducere sunt concrescute în aceste instituții informale și anumite cazuri, chiar același caz al Pădurii Dumnești, ne-a arătat foarte bine, concludent, cum funcționează instituțiile statului în Republica Moldova. Întrebați colegii ce ministri ar fi trebuit păstrați. Sunt de acord cu domnul Godea, cred că domnul Leancă, același domnul Marinuță, cu toate că Mihai Ghimpu l-a măzilit înainte de... Deci nu știm, avem guvern, nu avem, participă dumnealui. L-a măzilit înainte de a ști că el singur e măzilit. Da. S-a încercat ceva în justiție, bine, nu a mers, nu a prins deocamdată. Parcă domnul Recean ceva a încercat, însă acea reformă a lui deocamdată s-a izbit cu capul în asfalt și parcă s-a tăcut, cu toate că am văzut rezistența sistemului, ceea ce poate fi și un indicator pozitiv. Prin ce se manifestă această rezistență? Cu creșterea 40% a nivelului de criminalitate? Bine. Nu este rezistența sistemului. Vreau să fac o mică precizare referitor la Iuri Leancă, care e un om simpatic și diplomat de carieră și așa mai departe. Vedeți, performanțele unui guvern al Republicii Moldova pe linia politicii externe trebuie privite doar în măsura în care unul ca Leancă știe engleză, franceză, germană și imită papagalicește discursul Bruselului. O politică externă în Republicii Moldova trebuie să fie de succes în egală măsură și către vest și către răsărit. Avem noi performanțe deosebite în relațiile cu un partener strategic care trebuie să fie, cum este Ucraina, de pildă, vecinul nostru de mijlocit, o țară cu dita mai populație, pondere economică și un comerț excesiv de eficient pe teritoriul Republicii Moldova. În schimb, noi nu exportăm mai nimic încolo. Avem noi mari victorii pe linia relațiilor diplomatice cu Federația Rusă? Nu. Ce avem? Discurs imitativ și promisiuni de integrare europeană. Cam atât. Să nu ne iluzionăm, domnule, că nu avem niște păpuși pe care le privim la televizor. Care este impactul politic, economic, extraordinar obținut de acest guvern, decât plimbatul la Bruxelles și înapoi. Okay. Și asta e politică externă? Berlin. Și la Berlin, să cătăi, cum spun moldovenii, da? Eu vreau să văd care este impactul în relațiile internaționale asupra diferendului transnistrian, de pildă. Am făcut vreun pas înainte? Deci un dezastru total. Am făcut vreun pas înainte? Dar nu mai regrese. Ghimpu a remarcat că în 3 ani de zile niciodată nu s-a discutat. Nu mai regrese. Deci trebuie să fim foarte atenți. Că Leancă e băiat simpatic, poate că e un bun tehnocrat, nu văd să aibă viziune strategică și nu știu dacă ar avea, dacă cineva i-ar da voie să se manifeste ca persoană care vrea să facă o politică externă multidimensională pe mai multe direcții ca să se remarce că Republica Moldova are anumite succese. Deocamdată noi ne prezentăm ca o anexă a intereselor geopolitice a altor puteri, nu ca țară care are propria politică externă. Eu vreau să spun că poate fi atestată o lipsă de viziune practic pe toate domeniile și, de fapt, lipsa de viziune și lipsa de voință politică au condiționat și au determinat situația care se confruntă cetățenii la ora actuală. Dar, cum am zis și în cadrul emisiunii,
Reforme, chipurile s-au făcut. Dar, de fapt, acestea nu au fost reforme, au fost jumătăți de măsură sau segmente de măsură care au fost foarte intens promovate și foarte intens utilizate ca și tehnici de manipulare. Nici o reformă pe niciun domeniu nu a dat rezultatele scontate. Ba mai mult, o parte din domeniu au fost supuse unor acțiuni chiar de destructive, nu de reformă. Am dat exemplu CNA-ului. Care e diferența între CNA și CCIC? Și cine poate să explice la ora actuală existența concomitentă a CNA-ului și a Procuraturii Anticorupției? Cine? Și cui trebuie două instituții, în general, în acest sens? Dar cât am discutat și în cadrul comisiei, și în ședințele de plen, și în dezbateri publice, nimeni nici n-a îndrăznit să aplece urechea. Ministerul de Interne. Cine poate să răspundă la ora actuală, dar așa tranșant și pertinent? Ministrul, șeful Inspectoratului General de Poliție, ori alt demnitar de acolo, ordinea publică, ce-a făcut cu asta? Și cine la mod real o să ocupe și cine are, cum să zic, toate pârghile la îndemână? Și de ce a făcut reforma asta? Numai ca să scape de corpul de carabinieri? Doar de atâta? Când, de fapt, în strategie era crearea unui serviciu de carabinieri profesionist, care se preia toată, tot rostul de menținere, apărare, restabilirea ordinii publice. Domnule Gode, iar poliția se ocupe doar cu lupta cu criminalitatea. Acum ce trebuie să înțeleg? Că Inspectoratul General de Poliție a preluat și lupta cu infracționalitatea și ordinea publică și nu reușește și crește rata criminalității în țară. Dar luăm ce se face pe sănătate, ce se face pe educație, ce se face pe mediu. Orice domeniu îl luăm, dezastru, altfel nu poate fi calificat. Bine, și atunci vreau să vă întreb ce ar însemna pentru Republica Moldova alegeri anticipate, dacă orgoliile politice vor fi mai mari decât poate suporta statul. Cetățeanul este cel mai bun remediu pentru tăierea orgoliilor. Și haideți să-i dăm dreptul să facă acest lucru. Aceeași întrebare pentru dumneavoastră, domnule Roșca. Ce ar însemna alegerile anticipate pentru Republica Moldova, în condițiile actuale, în condițiile în care aceeași clasă politică ar putea reveni nu, la nu este aceeași. E în general o iluzie. Dați-mi voie să vă combat amical, domnul Alexei. Nu este adevărat. Eu vă amintesc povestea de succes a anilor 98-99. Zero mandate au luat ăștia. Aveau 51. Ăștia, dacă adună acum într-o două săptămâni 51 de mandate, s-ar putea ca într-un an de zile maxim să transforme iar în zero. Nu vă faceți iluzii. Cine v-a spus că Filat va rămâne campion mondial la scorul electoral? S-a scremut omul de două, trei ori cu genți de bani, cu saci de nu știu ce și a ajuns unde a ajuns, cu 32 de mandate. Gata, performanța nu s-a mai repetat. Cine v-a spus că proiectele politice sunt partide politice? Sunt proiecte finanțate care se bazează pe bani murdari, pe jocul de imagine televizat și pe coruperea alegătorului sărac de la țară. Ce fel de performanță electorală grozavă? Dar chiar și această metodă nu funcționează de 10 ori, înțelegeți dumneavoastră? De aceea exercițiul electoral este necesar și este o șansă pentru Republica Moldova să scăpăm de toți acești bandiți și lepădături care se află la putere la ora actuală, indiferent cum îi cheamă. Ce garanții poate avea cetățeanul că nu vor veni alții? Dar ce garanții? Cetățeanul își hotărăște soarta, domnule. Cetățeanul, chiar dacă a mai fost corupt, a mai fost amăgit și nu știu ce, a ajuns la sapă de lemn. Unul din elementele foarte importante care merită a fi reținut este climatul în mediul de afaceri din Republica Moldova. Toți oamenii de afaceri, cu excepția celor care sunt conectați direct la guvernanți, îi detestă pe cei de la putere, din arcul guvernamental precedent, defunct și așa mai departe. Este un indicator foarte sensibil. Oamenii ăștia vor avea o anumită pondere și o anumită influență, măcar asupra propriilor angajați. Băi, votați cu cine vreți, numai nu cu nebunii ăștia, că ne strangulează fiscal, ne fac controle peste controle și așa mai departe. Oamenii de la țară care o duc din ce în ce mai prost, pensionarii care o duc din ce mai prost. Un alt factor foarte important. Ei au venit pe valul anticomunist al revoltei din 7 aprilie. Tineretul este dezoluționat, dezgustat de actuala guvernare. Eu nu văd de ce am crede în continuare că PLDM, PD, PL, în continuare vor fi campioni în campanii electorale. Cred că comuniștii vor menține... Nici pe departe. Comuniștii vor menține o pondere pe baza electoratului lor tradițional, poate mai modestă, dar eu sunt convins că este foarte probabil că va fi o schimbare radicală a componenței viitorului Parlament. Să nu o faceți nicio... Mai avem două minute și vreau să vă întreb și pe fiecare pe doi jos cu ei, ca să înțelegeți. Fiecare dintre dumneavoastră ce ar însemna da. Un eventual scrutin anticipat.
Va fi trasă o linie, probabil vom avea anumite surprize electorale, dar nu este exclus că se, în linii mari să se păstreze și actualul raport al partidelor, dar ceea ce ar însemna o schimbare probabil majoră, întoarcerea comuniștilor în jocul politic, în ecuațiile politice, că ei acum se ostracizează și acest lucru este desigur un minus. Însăși liderul comunist a spus că după alegerile parlamentare anticipate, deja vorbim despre coaliții, alianțe și așa mai departe. Putem avea schimbări majore, dar totodată se poate păstra un anumit status quo. Domnule Ceban, alegerile anticipate îi pot aduce acea schimbare cetățeanului la care visează? Deci, alegerile întotdeauna au fost un proces. Democratic. Exact. Nu întotdeauna a fost democratic. A fost un proces. Rezultatele alegerilor permit cetățenilor, partidelor care participă în aceste alegeri, să prezinte ceva în continuare. Deci, nu exclud că ar putea să fie un lucru pozitiv. Am zis că ăștia nu pot fi păstrați cu orice preț. Nu, nu este nevoie pentru asta. Deci, dacă nu, alegeri, și atunci cetățeanul este cel care își spune cuvântul. Domnilor, vă mulțumesc pentru discuții, vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut aici la Fabrica. Doamnelor și domnilor, urmează jurnalul de știri de la ora 23 cu Stella Micșanski. Stella, te ascultăm! Bună seara, Alexei, bună seara, doamnelor și domnilor! Vinerea trecută, mai multe blocuri de pe calea ieșilor din capitală au rămas fără curent electric. Defecțiunea a fost înlăturată, dar un șanț săpadă muncitor este încă neastupat. Mai mult, la suprafață se vede un cablu de înaltă tensiune neizolat. Mai multe despre această situație aflați la știrile orei 23. Rămâneți aproape! Stella, îți mulțumim, doamnelor și domnilor! Rămâneți în continuare cu Publica TV și nu ratați Fabrica de Muncă!